Mănăstirea Voroneț din județul Suceava a demarat în luna iulie a anului 2019 proiectul de reabilitare la zidul de protecție al Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, monument istoric. Șantierul are avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii, iar finalizarea acestuia, într-un timp cât mai scurt, este deosebit de necesară. Cine dorește se poate alătura în perioada imediat următoare, sprijinind prin donații inițiativa Străvechii Așezări Monahale Bucovinene. Zidul de protecție al mănăstirii Voroneț se află chiar și acum, în sezonul rece, în plin proces de reconstrucție. La inițiativa Stavroforei Irina Pântescu, întâia stareță a mănăstirii Voroneț, și prin implicarea Stavroforei Gabriela Platon, actuala stareță a mănăstirii Voroneț, în vara anului 2019 au fost începute demersurile pentru reconstruirea zidului. În prezent se lucrează la partea de est a zidului de protecție, iar finalizarea acestuia într-un timp cât mai scurt este deosebit de necesară. Cu ajutorul lui Dumnezeu suntem în al patrulea an de lucru la zidul de protecție împrejurul Bisericuții Monument a Mănăstirii Voroneț. Am crezut că îl terminăm în anul al treilea, dar iată că n-a fost posibil. Și mulțumim lui Dumnezeu de atât. În această perioadă am avut parte și de sprijin financiar de la stat. Chiar anul trecut, Secretariatul de Stat pentru Culte ne-a dat o sumă consistentă. De altfel, din acești bani am putut să plătim facturile aferente anului 2022. Am avea nevoie ca să terminăm complet anul acesta și sper să reușim, pentru că muncitorii își fac treaba și ei merg înainte. Este un rest de execuție cam în valoare cu tot ce înseamnă lucrări și manoperă și tot ce trebuie de 2 milioane de lei. Deci undeva spre 500 de mii de euro. Nu este o sumă uriașă, imposibilă. La urma urmei este o sumă care poate să fie adunată, probabil nu dintr-o singură sursă. Sigur că acum nu mai este un zid de protecție la tunuri, la invadatori. Invadatorii sunt acum factorii asupra cărora atragem atenția, sunt factorii atmosferici. Curenții de aer, particulele antrenate de vânturi, toate acestea șterg efectiv pictura exterioară de pe pereți. De aceasta este neapărat nevoie ca urgent în acest maximum al patrulea an de vitregie a momentului să încheiem ridicarea zidului de protecție în jurul Bisericuții Mănăstirii Voroneț, pentru ca să nu se accelereze, Doamne ferește, fenomenul de erodare a picturilor exterioare. Zidul nu este monument istoric, zidul este al cincilea zid care se face în jurul Voronețului, al patrulea s-a făcut prin 1974, deci oamenii de cultură, oamenii care iubesc aceste monumente, au simțit nevoia de când au început să fie specialiști care să-și pună problema protejării acestor monumente, au simțit nevoia de a veni în ajutor în condițiile în care clădirile, chiliile din jurul monumentelor au dispărut în timp, simțim nevoia și au înțeles nevoia stringentă de a reface aceste ziduri de protecție, mai ales la agenții atmosferici. Și de aceasta revin, chiar fac un apel, poate din cei care ascultă acest mesaj, realmente chem pe toți să vină să se implice în această ultimă acțiune de protejare a Bisericuții Monument UNESCO de la Mănăstirea Voroneț prin finalizarea zidului de protecție pe fațada de est. În anul 1993, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO, a inclus Biserica Sfântul Gheorghe a Mănăstirii Voroneț împreună cu alte 7 biserici din nordul Moldovei pe lista Patrimoniului Cultural Mondial în grupul Bisericile Pictate din nordul Moldovei.